Credincioși ortodoxi se pregătesc pentru sărbătoarea Bobotezei, care, spune tradiția, nu se întâmpină oricum. Pe 5 ianuarie, adică în ajunul Bobotezei, se ține post negru. Nu se mănâncă și nu se bea nimic, iar a doua zi se ia aghiazmă mare pe nemâncate. Tot în ajunul Bobotezei, preotul sfințește casele și bucatele de post pregătite de gospodine. Postul din ziua de 5 ianuarie era păstrat în perioada secolelor 4-6, când catehumenii se pregăteau prin post și rugăciune timp de 40 de zile să primească botezul în seara acestei zile. După ce primeau botezul, puteau să participe pentru prima dată la liturghia credincioșilor și să se împărtășească. Astăzi, creștinii postesc în această zi pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfințită, aghiazma mare. În unele regiuni, în special în Moldova, creștinii ortodoxi gustă pe nemâncate din aghiazma mare timp de 8 zile și tot cu aghiazma mare se stropesc casele credincioșilor și locuitorilor. Dacă aghiazma mică se poate săvârși ori de câte ori credincioșii doresc acest lucru, aghiazma mare se oficiază de 2 ori pe an, pe 5 ianuarie, în ajunul botezului Domnului și pe 6 ianuarie, în ziua praznicului Bobotezei. Cunoscută și sub denumirile Arătarea Domnului sau Epifania, Boboteaza face parte din suita celor 12 sărbători creștine importante și este menită să reamintească cele petrecute la apa Iordanului. Pe 7 ianuarie, la Sfântul Ioan, se încheie sărbătorile de iarnă, iar oamenii își intră în ritmul normal al lucrurilor. Între timp, ortodoxii pe rit vechi se pregătesc de Crăciun.